Când rusofobii îți spun ceea ce ai voie să citești, ceea ce ai voie să publici, practic ceea ce ai voie să faci. Atenție, atenție, atenție! Totul, tot ceea ce este despre Rusia trebuie aruncat la gunoi. Literatură, artă, muzică, sport, interzis, totul este interzis. De ce? Pentru că așa spun noi noștri rusofobi, noi noștri conducători de opinie. Uite, hai să vezi aici. Am un Dostoevski, o carte foarte frumoasă și bine copertată. La gunoi cu ea este din Rusia de un de un scriitor rus, uite aici am o colecție de. 50 dintre cele mai mari, cele mai faimoase povestiri rusești. Am aici un Pushkin și un Cecov interzis la gunoi cu ele. De ce? Pentru că așa spun rusofobii noștri. Haideți să vedem care este o definiție a cuvântului rusofob, după care vă explic ce s-a întâmplat și de ce sunt așa de nervos. Practic, un rusofob este cineva care are o frică sau antipatie puternică față de Rusia, poporul său, cultura sau politica țării. Cuvântul vine, bineînțeles, de la ruso, care stă pentru Rusia, și fobos, un cuvânt grecesc care înseamnă frică, aversiune. Deci, ce s-a întâmplat? Recent, acum cam două săptămâni, Elizabeth Gilbert o scriitoare americană, autoarea unei cărți de memorii foarte faimoasă, mănâncă, roagă-te, iubește, eat, pray, love. A fost publicată și în România la Humanitas în 2016, o carte foarte populară, nu am citit-o, având peste 5 milioane de exemplare, a fost scută și într-un film în 2010, cu Julia Roberts. Ei bine, această autoare, Elizabeth Gilbert, anunță că are un roman numit The Snow Forest, Pădurea Zăpezii, care, care, atenție mare, are loc unde? În Siberia secolului 20. Deci, acțiunea are loc în Rusia. Cum au auzit rusofobii despre acest lucru? Repede au sărit cu gura și au. repede au început ei să trimită mesaje pe Twitter și pe alte rețele de media, să-i trimită la autoare mail că Cum adică îți permiți tu să scrii un roman de ficțiune acum când Rusia este în război cu Ucraina Despre Rusia Auzi băi Și Beata Gilbert și-a anulat publicarea cărții. Hai să vedem ce a spus. Săptămâna trecută am anunțat viitoarea publicare a celui mai recent roman al meu, a cărui acțiune se desfășoară în mijlocul Siberiei la mijlocul secolului trecut și spune povestea unui grup de indivizi care au luat decizia de a se retrage din societate pentru a rezista guvernul sovietic și să încerce să apere natura împotriva industrializării. Adică cum îți permiți tu, scriitoare americană din Marea Democrație Americană, adică faci ce vrei și scrii ce vrei, nu te oprește nimeni, să scrii cumva un roman pe care să îl plaseze în Siberia din secolul 20, deci cu sute de ani în urmă, și, și fii atent să mai și spui ceva de rău despre guvernul sovietic pe care personajele tale principale în, încearcă să îl evite, să îl evite și să se mute undeva în pustietatea Siberiei, unde, unde mesajul cărții ar fi să apere natura împotriva industrializării. Măi, femeio, măi, americanco, măi, Elizabetho cum îți permiți tu așa ceva? Anulează cartea, acum arunc-o repede la gunoi, gata, nu ai voie să o publici. Cine te crezi tu, măi, Elizabeth Gilbert? Gilbert continuă. Am primit o revărsare enormă și masivă de reacții și răspunsuri. Toți nervoși și tâmpiții i-au zis, măi, cum îți permiți să scrii o carte despre Siberia? De parcă ei pot decide ce să scrie și ce să publice această femeie foarte, foarte bine cotată în rândul cititorilor din întreaga lume. Și acești fani ei uc ucrainieni și-au exprimat furie, tristețe, dezamăgire și durere. Auzi, măi, furie, dezamăgire, tristețe și durere că ea a scris un roman despre Siberia secolului 20, despre Uniunea Sovietică, despre cum industrializarea ne îndepărtează de natură. Cum îți permiți tu, doamnă, să scrii așa ceva. Ei bine, femeia a zis, gata, nu mai public cartea. Părerea mea este că a fost o foarte, foarte mare greșeală. S-a lăsat influențată și bullied de niște idioți de pe internet care stau așa la calculator și îți trimit cele mai nasoale și tâmpești comentarii. De unde știu? Și eu le primesc. Citiți comentariile de la video de ieri despre Ucraina și despre alegerile din Ucraina și despre democrația din Ucraina și despre comparația cu Lincoln. S-a supărat lumea. Cum adică? Cum adică? Ei bine, pentru că este ușor să stai la calculator și să scrii o jumătate de frază și să înjuri pe altul. Nu am citit cartea ei Eat, Pray, Love Nu, nu, nu este genul meu de, de carte Dar am vrut să văd Ce a spus presa română Despre acest lucru Și am căutat așa pe Google News Să văd ce s-a scris Sunt deja mai mult de două săptămâni De când a avut loc evenimentul Și am văzut că adevărul Libertatea Digi24 Au preluat știrea Dar nu au făcut niciun comentariu, n-au zis nici da, n-au zis nici ba, un înțeleg este știre, nu-ți dai cu părerea, doar spui care este situația. Da, nu credeți voi măi ce de la adevărul libertatea și Digi24 că s-ar putea și un mic comentariu să vedem cum lăsăm acești rusofobi să decidă ce să scrie scriitorul, ce să publice scriitorul. Ei bine, dacă n-au comentat ei, lasă că voi comenta eu. În același mesaj pe Twitter, Gilbert spune că respectă părerea acestor rusofobi, acestor oameni răutăcioși și își anulează proiectul ei. A, ah, deci ea trebuie să-i respecte. Pe rusofobii ăștia, dar ei nu au niciun respect față de procesul de scriere a unei întregi cărți. Dreptul ei de a scrie o carte nu mai are nicio importanță, este doar important că ei au spus că nu cumva să scrii tu despre Rusia. Și bineînțeles, idioții s-au dus pe, pe Google Reads și au dat cărții doar o stea din 5 stele, cartea era programată pentru 13 februarie 2024 de să fie publicată la începutul anului viitor și fără să o citească, bineînțeles, au dat o stea. O tâmpenie. Păi cum, cum să, cum să faci o recenzie la carte înainte să o citești? A, ah, păi fac recenze pentru că nu îmi place unde este, unde are loc acțiunea principală. Ce mai? Tâmpiți! Deci nu, 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 sunt normal oameni. Nu sunt normal. Și sunt un pic dezamăcit de această doamnă că pur și simplu a, a acceptat să își anuleze cartea. Păi haideți să ne uităm un pic care este procesul de scriere a unui roman. Hai să spunem semi-istoric. Deci cartea a fost programată pe anul viitor februarie. Cel puțin un an a stat cu Editura ca să pregătească cartea probabil încă 1 sau 2 ani. A asta și a scris cartea dacă nu chiar mai mult. Probabil ideea de a scrie această carte a, a fost și mai, și mai veche. Și totul, totul dacă te uiți acest timeline vine înaintea începutului războiului dintre Ucraina și și Rusia din care a început în februarie 2022 24 februarie 2022 deci această doamnă trebuia să se gândească măi să scriu despre Rusia de, din secolul 20 dacă va fi cumva un război între Rusia și mai știu eu care și se vor supăra uh, rusofobii pe mine cum să știe ea că Rusia va intra în război și oricum cartea este o critică adusă guvernului sovietic, o critică adusă lumii industrializate de astăzi și cum ne îndepărtăm de natură. Dar de unde se știe acești keyboard warrior, acești luptători de tastatură, ce înseamnă să scrii mai mult de trei rânduri sau de jumătate de frază și să publici un roman. Ce știu ei? Este greu să scrii este și mai greu să publici și știu din experiență personală și eu am insertat un roman pe care l-am scris acum mulți ani în Thailanda mi-am găsit un agent literar care să mă reprezinte, agentul literar mi-a spus ei bine Mihnea dacă vrei să publicăm cartea asta trebuie să treacă printr-o printr editare la sânge cu un editor profesionist uite aici editorul profesionist Rezolvă, rezolvă manuscrisul când e gata îl te voi reprezenta și ți-l voi trimite la niște, la niște edituri mă pun, în, intru în legătură cu editorul lucrăm la, 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 la roman timp de un an de zile, între timp ea face cancer între timp agentul literar se mută, el era un american care locuia în Singapore și se mută înapoi în state Deci mi-am -am pierdut și agentul literar Am pierdut și o grămadă de timp Bun, am învățat cum să scriu un roman Și ce înseamnă să faci editură așa la sânge Dar a durat ani și ani de zile Ca să ai un roman gata, pregătit Pe care oricum nu-l publică nimeni Ei bine, această doamnă a, a avut norocul și șansa De a fi acceptată de către public prin cartea ei precedente și bineînțeles și următoarele ei cărți ar fi fost de, o, de, de un interes, de un interes oarecare sau de un interes mare. Dar cine le dă dreptul acestor rusofobi să i spună acestei autoare? Nu cumva să scrii tu un roman, măi, dar cât de tâmpiți pot să fie despre Siberia din secolul 20, unde ea critică într-un fel regimul sovietic. Nu are nicio legătură cu războiul de astăzi, nu are nicio legătură cu Putin, nu are nicio legătură cu politica externă de astăzi. Așa suntem noi, tâmpiți. Acum nu mai au voie nici sportivii să participe la competiții, nici show-urile artistice nu mai au voie, nici baletul balșoi nu mai are voie, nici pianiștii nu mai au voie să, să aibă concerte, pentru că vin din Rusia. Este o tâmpenie. Păi, ce să facă tocmai? Am, am elevi din Rusia, am părinți din Rusia, ce fac? Le spun gata, nu, nu mai avem voie să vă predăm pentru că sunteți din Rusia. Oamenii pur și simplu nu gândesc, nu gândesc, nu gândesc. Și este și așa, deza, foarte dezamă, sunt foarte dezamăgit pentru că nu a scris nimeni în România despre treaba asta sau nu am găsit eu. Dacă a scris, să mă îndreptați și pe mine către spre acel material. Bun. Deci, asta e povestea. Dacă sunteți rusofobi, nu vă plac, nu vă place Rusia, mai gândiți-vă un pic. Poate nu vă place de Vladimir Putin și de politica lui externă. Acum, dar asta nu are nicio legătură cu omul de rând. Asta nu are nicio legătură cu americanul de peste ocean care scrie timp de ani de zile, acum câțiva ani de zile, despre Siberia, de acum câteva secole. Deci, ce mai? Sunt așa. Deci, nu nu vine nu vine secret. Voi ce părere aveți? Spuneți-mi în comentarii dacă aveți o părere. Așa în paranteză poate încercați să țineți vocabularul vostru din comentarii un pic mai un pic mai mai politicos pentru că vă bagă YouTube direct la comentariile interzise, dacă înjurați dacă folosiți cuvinte așa foarte, foarte puternice care sunt împotriva politicii de bullying de la YouTube. Eu vă găsesc comentariile așa ascunse, vi le public, Știți cum este? Un comentariu foarte, foarte nasol este o reflexie a celui care l-a scris. Ok, ceau, ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing. Pe mâine!